Slăvit să fie Domnul! Amin. Dacă vreți, ne ridicăm în picioare, citim câteva versete din cartea prorocului Daniel, capitolul 5. Începem citirea cu versetul 22, pagina în Biblie 864. Dar tu, Beltșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri, ci te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor. Vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele, tu și mai mari tăi, nevestele și țiitoarele tale. Ai lăudat pe Dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici n-aud și nici nu pricep nimic, și n-ai slăvit pe Dumnezeu în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. De aceea a trimis la acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Iată însă scrierea care a fost scrisă, numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și iată tâlcuirea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domnie și i-a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu că suntem împreună la un timp de rugăciune. Timpul e înaintat, eu sunt pentru prima dată în mijlocul dumneavoastră și pentru a doua oară în America. Ani și ani de zile, zeci de ani, când am ieșit la pensie deja de bătrânețe, am refuzat orice invitație. Dar în urma unei descoperiri venite prin Duhul Sfânt, am ales să fac voia Domnului și în urmă cu un an și jumătate, un eveniment de familie, ca să spun o căsătorie, m-a adus încoace, iar acum un alt eveniment în aceeași familie, adică o binecuvântare de copii, m-a adus pentru a doua oară. Fratele Sorin a făcut cu noi un tur de forță, noi îi mulțumim. El a găsit în timp de 5 săptămâni, avem, mai am încă o săptămână de stat, abia aștept să treacă și că mi-e dor de casă. A găsit în timpul ăsta să vizităm mai multe biserici, să cunoaștem mai mulți frați, să cunoaștem bisericile și de ce nu, să avem un motiv în plus să ne rugăm pentru dumneavoastră când ne vom întoarce în țară. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Amin. Mi-am chinuit mintea și Duhul. De două zile de când știam că trebuie să vin aici la o noapte de veche, l-am rugat pe Domnul să-mi dea un cuvânt. Și în seara asta eram foarte tentat să predic altceva. O predică care o știu mai bine, am predicat-o de mai multe ori. Ceea ce vreau să predic în seara asta, n-am predicat niciodată. Nici din textul acesta, nici din cuvintele care mi le-a pus Domnul. Și de fiecare dată când căutam o ieșire, în rugăciunile care au fost făcute, Domnul spunea de fiecare dată, nu, acele cuvinte care ți le-am pus azi pentru biserica aceasta, acelea să le spui. Și mă rog Domnului să mă ajute pe mine să le spun și pe dumneavoastră să le înțelegeți. Amin? Dragii mei, ați cântat o cântare aici, eu dacă am fi vrut să dau un titlu predicii mele, aș fi vrut să-i spun din cântare în cântare. Ați cântat dumneavoastră aici, dar ca să nu se facă o confuzie, mai ales pe cei care nu stăpâniți foarte bine limba română, nu voi folosi pluralul, voi folosi doar singularul și voi spune din cântar în cântar. Cântar era de fapt pluralul. Și vreau în seara asta să predic din textul acesta în care ni se spune că Dumnezeu s-a prezentat la un mare împărat, la împăratul Babilonului, cel mai puternic din vremea aceea, prin acel cap de mână care scria pe tencuiala zidului, acea scriere ciudată pe care haldeii, înțelepți, vrăjitori, cititori, n-au putut-o citi și interpreta, la un moment dat îi chema Daniel, om care avea în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți, și spune împărate, iată scrierea aceasta, numărat, numărat, cântărit și împărțit. Dar accentul cade pe cântărit. Număratul și împărțitul sunt doar consecințe ale cântăririi împăratului. Vreau în seara aceasta să vorbesc despre cântar. Și mai am o problemă eu. Când am plecat de acasă, soția îmi spune, măi, vezi că în America, frate, o să fie tare binevoitor cu voi. Și o să vă pun la mese îmbelșugate, vezi să nu mănânci mult și să nu-mi vii acasă mai gras.
Acum, dacă am să vă fac vouă, americanilor, un reproș și vi-l fac acum public, încă nu mi-ați dat voie în America să mănânc odată cât flământ. Nu. Tot am mâncat sătul peste sătul. Tot vine gazda, spune treceri la masă. Păi stai să oră că nu-i foame. Nu contează. Uite, ora mese, așa am pățit-o. Aici, la Chicago, trebuie obligatoriu să mâncați. Și acum mă rog Domnul să-mi dea înțelepciune și mi s-a întâmplat un lucru. Eram undeva prin Portland, parcă, în casa unui frate, am văzut un cântar. Și eu cu frica de acasă, nu? Frații voștri trec prin aceleași necazuri ca și voi. Cu frica de acasă m-am suit pe cântar și m-am speriat. M-am dus înapoi și am spus, măi frate, cântarul ăla de acolo e bun? E bun, frate. Nu se poate. E bun, cum nu-i bun? Măi, omule, nu se poate. Ia vină cu mine. Păi ce, măi, frate, eu am 180 kg, ce arată acolo? Stai, frate, că ai altă unitate de măsură, ăla e un pounds, nu știu cum se cheamă la voi. Și l-am pus, o bătut pe calculator el și aici eram mai gras cu o jumătate de kilogram. Eu de atunci apor frică de cântar și mă tem să nu mă duc acasă, știu, mă, unde prind un cântar, tot mă cântăresc. Dacă știam că am să predic vouă, vă provocam cumva să veniți cu cântarul la adunare. Oricum vreau în seara asta să ne suim prin cântar. În rugăciunea care urmează, că noi vom continua probabil cu o rugăciune, asta e un demn de rugăciune, aș vrea, așa cum fratele Liviu ne cățăra pe turn sus, eu aș vrea să vă sui nu pe turn, aș vrea în rugăciunea următoare să vă sui pe un cântar. Și pe cântarul ăsta să ne cântărim. Știți dumneavoastră, cântarul e lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut universul, soare, lună, stele, tot ce se face, cosmosul ăla extraordinar de mare, care l-a împărțit oamenii pe roiuri, pe grupuri, pe galaxii, pe sisteme. Nu, nu poate pricepe mintea noastră. Dar Dumnezeu, când a făcut toate lucrurile astea, scrie în Proverbe 16 cu 11 cum ai făcut o lucrare. Cântarul și cumpăna dreaptă vin de la Domnul. Unitățile de măsură sunt lucrarea lui Dumnezeu. Cântarul nu e inventat de oameni, nici chineze, nici romane. Cântarul e lucrarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a folosit cântarul când a creat pământul. Spune în Isaia 40 cu 12, cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerul cu palma lui? Cine a strâns pământul într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? Ăsta e Dumnezeu, fraților. Cântarul și cumpăna dreaptă sunt invenția lui Dumnezeu și El le-a folosit în creație. Slavă Domnului! Dragii mei, când vorbim de cântarul acesta, mai scurt, de procedeul de cântărire, știți ce înseamnă a cântări? Omul a stabilit o unitate de măsură, etalon. Și apoi cântărirea nu-i decât o comparație cu unitatea asta de măsură. În seara asta eu aș vrea să ne cântărim. Și Pavel spunea lui Timotei, toată Scriptura e însuflată de Duhul Sfânt și de folos. Aș vrea în seara aceasta să folosim unitatea aceasta de măsură, etalonul. Și să vedem cât de grei sau cât de ușori suntem noi față de Sfânta Scriptură. Dumnezeu să ne ajute să ne cântărim drept. Amin? Sunt limite în cântărire. Oamenii cântăresc doar mărimile fizice și nici pe alea nu le pot în totalitate. Când s-a făcut templu, erau cântărite cu precizie uneltele din casa Domnului și toate lucrurile. Dar când s-au făcut stâlpii de aramă cu rețelele acelea, când s-au făcut marea de aramă cu cei 12 boi, spune Scriptura, iar greutatea era așa de mare că nu se mai putea cântări. Eu nu pot în România să cântăresc carpațe. Noi cântărim câteva mărimi fizice care ne îngăduie Domnul. Dacă mergem mai departe, la Dumnezeu sunt alte posibilități. Scrie cuvântul Domnului, odată Iov plângea în capitolul 6 cu versetul 2 și spunea așa, o, de mi s-ar putea cântări durerea, dacă mi s-ar pune toate nenorocirile în cumpănă, ar fi mai grele ca nisipul mării. Eu am predicat la 10, la sute de înmormântări
și la ser de priveghere. O trebuie să predic la căpătuie unor mame și au rămas 10-12 copii mici. Am întâlnit fel de fel de situații dificile, când nu se mai putea predica. La o mamă care a murit la naștere, împreună cu fetița erau și copiii în jur. La altă, o familie venea odată din străinătate și mama a luat un băiețel și o fetiță și a plecat la Suceava să-l ajute. Și când mergea încolo, accident, și fetița a murit și mama a murit. Și tatăl care venea de acolo cu 2 lei în buzunar și cu câteva ciocolăți, o ajung la locul accidentului. O văzut o fetiță rănită, adică băietul rănit și soția și fetița moartă. Și o trebuie să predicăm acolo. Și am folosit de multe ori versetul acela, cum spunea omul Dumnezeu, o, voi care treceți pe lângă mine, opriți-vă și uitați-vă dacă mai este o durere, cum e durerea mea. Dar știți că Dumnezeu cântărește durerea? El o poate cântări. Noi ca oameni nu o putem cântări. Ai o durere în casa ta? Ai o durere în trupul tău? Te doare sufletul pentru biserica ta, pentru copii, pentru rudele tale? Noi oameni nu putem cântări. N-avem unitate de măsură. Dar Dumnezeu cântărește durerea, o știe și Dumnezeu vrea să-ți dea izbăvire. Amin? Noi nu putem cântări sentimentele. Dar în Pilde 24:12 spune așa, și dacă zici, ah, n-am știut, crezi tu că cel care cântărește inimile nu cunoaște? Dumnezeu ne cântărește inima cu toate simțurile, cu toate sentimentele. Iubirea, cu ce o cântărim iubirea? O întreb copilul meu, cât de mult mă iubești? Și el mi-arată, așa de mult. Deci numai atâta și se năcăjește, se întinde mai tare. Asta e unitatea lui de măsură. Dar vine Domnul Iisus în Ioan 3:16 și spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu. La Dumnezeu sunt posibilități nelimitate. El trece dincolo de posibilitățile noastre și El cântărește iubirea ta, sacrificiul tău, durerea ta, frica ta, dorința ta, toate sunt cântărite de Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului! Cântarul îl mai folosim pentru, într-un anumit sens pentru determinarea stării de sănătate. Ia spuneți-mi, eu vorbesc, mă înțelegeți, nu? Cine are acasă cântar? Aveți cântar? Toți, nu? Vă cântăriți? Cât de des vă cântăriți? Apoi, hai să vă spun că atunci când se naște un copil, eu am fost de mai multe ori cu copiii la dispensar la noi, eu sunt de la țară, de undeva, cu soția. Și cum ajung acolo, medicul de familie îl dezbracă și îl pune pe cântar. Starea de sănătate a unui copil se determine și cu cântarul și cu metru, să vedem cât o luat în greutate, cât o luat în lungime. Știți că la copiii lui Dumnezeu tot așa se practică? La un copil născut din nou, el e mititel, e mic, la o săptămână trebuie cântărit. La o lună vin iară și îl cântărim, la 10 ani îl cântărim iară, la 50 de ani îl cântărim iară, să vedem, e mai greu în pocăință, să ne ajute Domnul să fim mai grei, amin? Până și pâinea pentru punerea înaintea Domnului era făcută cu cântarul. Știți, surorile au rețetă de prăjituri și eu am acasă, n-am atâtea prăjituri câte rețete am. Am caiete de, cum o prăjitură mai bună? Rețeta mea pare scrisă, poate nu o făcut-o niciodată, dar scrie atâtea grame de unt, atâtea de zahăr, atâtea de ulei. Sunt alimente care dacă pui mai mult, e o treabă. Sarea, natriu, potasiu care îl folosim noi. De ce se presoară așa numai un pic? Că dacă pui mai mult, e otrăvitor. În jertfa de mâncare se făcea cu cântarul. Atâta făină, atâta sare, atâta unt de lemn, atâta tămâie și trebuia bine proporționat. Eu spuneam și la predicator, și predica trebuie pusă pe cântar. O predică trebuie să aibă o parte de învățătură, trebuie să aibă o parte profetică, trebuie să aibă o parte aplicativă și dacă nu le are toate, nu-i bună de mâncat. Și eu mă rog Domnului să-mi dea înțelepciune, amin? Dragii mei, hai să intrăm un pic în miezul problemei, că de fapt gândurile care le-am primit de la Domnul pentru voi sunt următoarele. Luăm un cântar și cu cântarul acesta există 3 posibilități de cântărire. Prima, cântărire reciprocă. Uite, eu îl cântăresc pe fratele Octavian, că mi-e prieten.
și El mă cântărește pe mine. Avem dreptul să facem asta? Cântar sau cumpănă. Cumpănă, printre altele, înseamnă și a judeca, a cumpăni. Marcu 6:20. Irod sta în cumpănă și nu știa ce să creadă despre Ioan Botezătorul. Adică sta într-o judecată, nu știa ce să facă. În dicționarul limbii române, cumpănă, a cumpăni înseamnă a judeca. Sau spune Pavel 2 Corinteni 4:8, suntem în grea cumpănă. Cumpănă aici are înțelesul de primejde, de necaz. E o metodă a lui Dumnezeu. Te pune într-o primejde, te pune într-o durere, te pune într-un necaz și acolo El te cântărește. Acum ce am vrea eu să spun? Ne este îngăduit să ne judecăm unul pe altul? Hai până la judecată să vorbim de veghere, e noapte de veghe. Când era noapte de veghe, mi-am adus aminte fratele Mitică, când era tânăr, avea un poem cu Doina Cătană de la Timișoara, cu Teofil Băbuț, cu un grozav poem de frumos. Și umbla prin toate adunările cu poemul ăsta și la un moment dat merge în adunarea lui, de la Ițicani, la fratele Mihai Bolubenchi, trăiește, are 87 de ani. Și spune, frate Mihai, ne-am gândit să facem și noi o noapte de veche. Uite, eu mă cunosc cu frați, aduc predicatori, aduc cântăreți, așa plin de entuziasm. Hai să facem o noapte. Ce spui, facem o noapte de veche? La care fratele Mihai dă din mână, spune, de-ați vegea voi ziua. Știți ce se întâmplă? S-ar putea ca noi să facem noapte de veche, să stăm până la ora 12 în adunare și să nu mai vegem ziua. Mâine să ne facem tot mofturile noastre, pretențiile noastre, e bună noaptea de veche, dar să vegem și ziua și noaptea. Dumnezeu să ne ajute, amin? Hai scurt despre veghere, că e noapte de veche. Ieremia 1:11. Ce vezi, Ieremia? Văd un veghiator. Primul care se angajează că veghează, e Dumnezeu. Iată că nu doarme și nu dormitează cel ce păzește pe Israel. Slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu veghează noastră, veghează asupra caselor, știți, la ban, pe o movilă de pământ, sta de vorbă cu ginerul său, cu Iacob. Și la un moment dat îi spunea în Geneza 31:49, că movila aia se mai cheamă și Mițpa, adică veghere. O spus, ascultă Iacove, noi ne despărțim, dar dacă ne pierdem de vedere, să știi că este un Dumnezeu care veghează. Ascultă Iacove, dacă vei asupri pe fetele mele și dacă te vei purta urât cu ele, și eu spun, acum, dacă strigi la ele și le nesocotești și în casă nu ești pocăit, Dumnezeu e în casă și veghează. Credem asta? Dumnezeu spune că Dumnezeu, eu, Domnul, voi veghea. Slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, vorbim de vegherea aceasta, eu am văzut așa ca o scară cu 3 trepte. Prima veghere e vegherea personală. Matei 26:41. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Adică e o veghere asupra gândurilor noastre, asupra sentimentelor noastre, asupra cugetului nostru, asupra interiorului nostru, să ne ajute Dumnezeu să veghem. Amin? Apoi spune Psalmul 39, tot în vegherea personală. Ziceam, voi veghea asupra căilor mele, voi pune un frâu gurii mele, atâta vreme cât va sta cel rău înaintea mea. E o veghere asupra vorbelor. Tot la vegherea personală, veghez asupra gândurilor, veghez asupra vorbelor. Și Dumnezeu să ne ajute. În 2 Cronici, capitolul 19, versetul 7, spunea împăratul leviților și slujitorilor, acum vegheați asupra faptelor voastre. Deci prima treaptă de veghere e vegherea personală. Eu veghez asupra gândurilor, asupra vorbelor și asupra faptelor. Doamne, ajută-ne la aceasta! Ei, de acum ne urcăm pe a doua treaptă și mulți ne-am duce acolo. Vegheați unii asupra altora. Dar vegherea asta, unii asupra altora, și ea e de două feluri. Pe treapta a doua este o veghere care spune așa, de exemplu, Evrei 10:24. Vegheați unii asupra altora ca să vă îndemnați unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Avem voie.
Eu vedeți, dacă versetul 25 spune să nu părăsim adunarea. Dacă eu văd că un frate nu previne la adunare, spun, măi omule, nu te văd adunare, măi soră, nu te văd, nu-ți văd copiii la repetiție. E o veghere. Eu îmi fac datoria și veghez. Evrei 12 cu 16. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare de limte și-o vândut dreptul de întâi născut. Eu veghez. Asta e a doua treaptă de veghere. Veghez, sfătuiesc, învăț, arăt, dar până la un moment, fără să am eu răspundere pentru aceasta. Eu o fac din dragoste, dar vine acum a treia treaptă și spune în Maleahi capitolul 2 cu versetul 12 că Dumnezeu s-a aprins de mânie împotriva acelora care veghează și răspund, scrie acolo. Deci eu veghez asupra voastră, voi asupra mea, ne îndemnăm unii pe alții la dragoste, la fapte bune, fără să avem o responsabilitate personală. Dar în adunare sunt oameni care veghează și răspund. Și în Evrei, capitolul 13, versetul 17, spune așa, ascultați de mai mari voștri și fiți resupuși ca unii care priveghează asupra sufletelor voastre și care au să dea socoteală. Deci iată că vegherea aceasta este o veghere personală, o veghere unii asupra altora, fără responsabilitate, numai din dragoste să ne îndemnăm, dar sunt unii oameni în biserică care veghează asupra bisericii și răspunde ea. Și apoi spunea Marcu capitolul 13, versetul 37, ca să închei problema vegherii. Ce vă zic vouă, vă zic tuturora, vegheați și Dumnezeu să ne ajute, amin? Dar dincolo de veghere, când punem cântarul, cântărirea aceea reciprocă, trecem la a doua treaptă, judecată. A cântări un om înseamnă a-l judeca. Fratele ăsta a cântat la microfon, foarte frumos. Ei, eu l-am pus pe cântar, am văzut cum îi merge mâna, am văzut cum îi merge vocea, am văzut ce rit, nu știu familia, nu știu pocăința, nu știu mai mult. Dar am pus cântarul lui și l-am judecat. Dar când suntem tentați să ne judecăm unii pe alții, trebuie să ținem cont de câteva lucruri. Primul lucru, ai dreptul să judici? Dreptul ăsta există. Îmi spunea Apostolul Pavel în Corinteni, nu mai citesc, trece vremea, în capitolul 6. Cum voi când aveți neînțelegeri vă duce la oamenii din lume? Nu este nimeni înțelept între voi care să judece între frate și frate? Știți că scrie acolo Matei, capitolul 7, versetul 1, nu judeca ca să nu fiți judecați. Ăla este într-un anumit context, versetul acela, că ajungem și la acela. Dar în adunare sunt oameni care trebuie să facă judecata. Întrebarea mea este, cine sunt oamenii care fac judecata? Cine au dreptul să pună cântarul la frați și să-i cântărească, să vadă cât de grei sunt sau cât de ușori? Și primul lucru, prima întrebare, să o pui așa, îți chemat eu, am eu dreptul ăsta? Cel mai mare problem în adunare, și-a fost aici cuvânt prin Duhul Sfânt, că diavolul vrea să facă spărtură între voi. Cele mai multe cauze din care se fac partide și neînțelegeri sunt judecățile acestea nedrepte. O cântărire reciprocă, eu îl cântăresc pe fratele, fratele mă cântărește pe mine și poate nu mi-era dat mie. În Romani 14 cu 4, parcă scrie acolo, ce-ți pasă ție de robul altuia dacă stă în picioare sau cade? E treaba stăpânului său. Cine are drept să facă judecata? Revenim la Matei 7 cu 2 acum și în continuare, la 3 și 4. Eu am o bârnă mare în ochi și mă duc la fratele Sami, că din toată adunarea asta numai pe el l-am cunoscut acum un an jumate când am venit în America, sunt prieten cu fratele lui. Și mă duc la el și spune, măi omule, tu ai un pai, mă lasă-l scot, nu vi se întâmplă așa? Ăla cu bârna vrea să scoată paiul fratelui său, dar tu nu poți să faci cântărire, că tu nu vezi bine la cântare. Nu ești autorizat la cântărire, că tu ai probleme cu ochii. Tu ai bârne, ai cioate groase și mari în ochii tăi, tu nu vezi bine și te apuci să cântărești pe frați când s-ar părea că au un gunoi în ochi. Deci dacă vrei să faci o cântărire, ești autorizat să o faci? Și astea lucrurile le-am primit de la Domnul pentru voi, fraților.
Nicăieri n-am predicat niciodată lucrurile astea, până aici. Și așa ai avut 100 de predici mai frumoase. Și Duhul Sfânt mi-a spus fiecare dată, asta spune-le și asta vă spun să pot dormi liniștit. Deci prima problemă care se pune, ești în măsură să cântărești, tu ești curat, ochiul tău e curat, tu îl vezi bine pe fratele tău. Și dacă nu, întâi scoate bârna din ochiul tău și după aceea îți dă voie Domnul, du-te la frate și scoate paiul. Dar întâi scoate bârna din ochiul tău. În al doilea rând, cântarul e corect, cântarul e bun, Pilde 20:23 spune, Domnul urăște cântarul mincinos și două feluri de măsuri. De blestemata efă mică a citit în Scriptură că Domnul le urăște lucrurile acestea. Când în casa mea am o cântărire și pentru casa ta am altă cântărire. Când e fata mea mireasă, am o unitate și când e fata ta mireasă, am altă unitate. Când e familia mea, când e interesul meu, când e slujba mea, am o unitate cu care mă cântăresc pe mine și când e în dreptul tău, am o altă unitate. Lucrul ăsta îl urăște Domnul. De vrei să cântărești pe cineva, întâi asigură-te că ești curat, că ai ochii curați, că ești chemat de Dumnezeu să cântărești. Nu te grăbi să pui cântarul sub fratele tău, sub picioarele nu știu cărei familie, a unui păstor, a unui dirijor, a unui proroc, când tu ești departe de adevărul Dumnezeu. Și folosește aceleași unități de măsură, să n-ai cumpăna mincinoasă, să n-ai un cântar mincinos, să nu judeci după niște minciuni, după niște bănuieli rele, după niște vești nefondate, să nu scoți, spunea încă din vechime acolo, vorbe rele de fratele tău dacă nu le cunoști. Din pricina aceasta se întâmplă mari probleme în adunări. Din pricina aceasta spunea Duhul Sfânt că se fac garduri și se fac ziduri, că nu cântărim drept, că nu suntem chemați să cântărim, că nu avem aceleași unități de măsură. Și mai este o problemă. În cântărirea ta, întreabă totdeauna sfatul Domnului. Spunea Domnul Matei în capitolul în Ioan 7, parcă cu 24, voi judecați după înfățișare. Ne uităm la înfățișare, ne uităm la aparență, dar nu cunoaștem adevărul, nu ne l-a descoperit Duhul Sfânt și rănim pe frații noștri. Să ne păzească Dumnezeu. Amin? Amin. Eu în seara aceasta vreau rugăciunea care urmează să punem cântarul sub picioarele noastre. Dacă există o cântărire reciprocă, eu vă cântăresc pe voi și voi pe mine și nu uitați cu ce măsură cântărești vei fi cântărit, cu ce măsură dai, vi se va da. Țineți minte și de asta. Eram aici în America când am venit prima dată, un păstor asistent voia să-l dea jos păstorul principal. Și îmi spune că nu-i competent, că nu-i duhovnicesc, că nu-i așa, că nu-i așa. 3 ore am vorbit cu el. Frate Dragoș, ce sfat îmi dai? Ne cunoșteam din țară, știa lucrarea și experiența care o avem. Și mi-a spus un singur lucru, spun. Spune în Scriptură, cu ce măsură măsori, cu aceea ți se va măsura. Ba vei primi o măsură clătinată, scuturată și turnată în sân. Dă-l jos acum, peste 2 ani, altul mai urât te va da jos pe tine. Și văd că nu l-a mai dat. Încă slujesc amândoi împreună, când am spus, măi, hai să ne temem de Dumnezeu. Știi de ce se întâmplă asta? Că ne cântărim nedrept unul pe altul. Ne punem cântare sub familiile noastre, sub picioarele noastre, în slujirea noastră și nu suntem autorizați de Dumnezeu să cântărim. Eu aș vrea mai degrabă să trecem la a doua cântărire, cântărirea personală. Cântărirea proprie. Eu o să mă cântăresc pe mine și pe casa mea. Amin? Ne dă Biblia voi, avem cuvinte, avem. Știți, într-o casă s-au făcut 3 judecăți. 3 personaje, 3 judecăți. Toți s-au judecat bine și când au fost puse la un loc judecățile, nu corespundeau una cu alta. E vorba de casa lui Simon, fariseul, care l-a invitat pe Domnul la masă și îi stătea unul la un cap de masă și unul la altul, ca parteneri în evangelizare. Și în timpul ăla vine o femeie păcătoasă și se aruncă la picioarele Domnului și își plânge păcatul și îi spală picioarele cu lacrimi și îi le șterge cu părul capului și Simon face o judecată. Femeia asta este o femeie păcătoasă. Avea dreptate? Avea. Femeia aceea era o femeie păcătoasă. În Isaia 59 spune că niciunuia nu-i place dreptatea, niciunul nu se judecă cu dreptate. Noi judecăm cu dreptate, poate, dar îi judecăm pe alții. Femeia era păcătoasă.
Avea dreptate. Femeia și-a făcut și ea o judecată. Eu sunt mare păcătoasă, ăsta e mântuitorul lumii. Mă duc să mă ierte. Și la urmă vine judecata lui Hristos și spune, Simone, tu pe tine nu te judeci? Aș vrea ca în seara aceasta, cei care am mai rămas la rugăciune, să ne judecăm pe noi înșine. Amin? Spune cuvântul Domnului 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 31. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecat. Hai să ne judecăm în rugăciunea care o vom face. Spun, Doamne, eu cântarul și mă așez pe el. Și vreau să mă judec pe mine, eu pe mine. Acolo, versetul 31 este în contextul cine e Domnul. Pavel vorbește de cină și spune dacă ne-am judecat singuri. Am înțeles că duminica aveți cina Domnului, da? Ei, când vorbim de cina Domnului, vorbim de frecvență și de vrednicie. De când ai luat cina? Știți ce spunea în Vechiul Testament? În cea din tâi zi să ia mielul, păstrează până în ziua 14-a, în luna întâia să fie juniat și mâncat, așezarea Paștelor, Exod capitolul 12. Dar vine Numeri capitolul 9 cu versetul 6 și spune niște evrei, au venit la Moise și au spus, noi am fost în călătorie, n-am putut prăznui Paștele, ce se face? Și Domnul îi spune, dacă cineva a fost în călătorie sau întinat cu mort, același lucru în luna a doua să-l facă. Și dacă nu prăznuiește în luna a doua, să fie omorât. Noi suntem suhar. Și pentru că suntem suhar, nu luăm cina poate luni de zile și ani de zile. Tu dorești să ajungi duminică la părtășia cinei Domnului? Domnul s-a uitat la ucenici și spune, am dorit mult să mănânc Paștele acesta împreună cu voi. Cât de mult dorești tu cina Domnului? Și de când n-ai participat la cina Domnului? Frații mei, știți ce importanță are sângele Domnului Iisus cu care te împărtășești tu? Vreau să vă spun, dintr-o întâmplare nu facem o doctrină. Dar în Matei 22 cu 29 spunea, vă rătăciți că nu cunoaște nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Vreau să vă vorbesc ceva din puterea lui Dumnezeu. În Italia o familie, nu le dau nume, îi cunosc bine. Recent am vorbit încă o dată cu păstorul de acolo. Luat așa pocăința în mod tare ușor. Cu haine scumpe, cu firmă, cu bani, cu lipsă de la adunare. Și la un moment dat, femeia asta, care vă spun, îi de lângă Suceava din Dumbrăveni, așa, în casa ei îl vede pe diavol. O arătare hâdoasă, înspăimântătoare, așa ceva ce s-a înfiorat. Și ea, diavolul îi spune, am venit să-ți iau viața. Dar din pricină că ai fost adus la binecuvântare și sunt multe mijlociri pentru tine, nu pot să-ți iau viața, dar mă duc să-l omor pe bărbatul tău. Și femeia asta, nu-i dau numele, dacă vreți să vă spun exact cu adrese, dați telefon și întrebați. Face ce fac pocăiță, ce am învățat noi, strigă către diavolul, sângele Domnului. Aleluia. Și diavolul se uită la ea și spune, care sânge? Că tu nu te-ai împărtășit cu sângele Domnului. Eu vorbesc cu păstorul, cu fratele Viorel Roșca, care era păstor în Roma, Italia, atunci, acum e în Burdujen, Suceava. Spune, frate Dragoș, am fost de nenumărate ori în familia aceasta. Femeia asta o lua botezul azi și duminică să iei cina. Și duminică nu n-o mai lua cina că s-a încurcat. Avea 6 ani și nu luase cina niciodată. Și când ea l-a mustrat pe diavol și a spus, sângele Domnului să te mustri, diavolul îi dă în replică, care sânge? Că tu nu te-ai împărtășit cu sângele Domnului. Voi știți că diavolul are evidența când te-ai împărtășit ultima dată? Păstorii nu știu dacă o au. Nici la noi nu ținem evidența așa de clar. Nici nevasta nu știe când a luat din cină. Mierg mult prin adunări și dacă e cina Domnului, eu din cină. Și ui să-i spun, vezi că azi a luat din cină. Dar diavolul știe de când ai luat din cină. Eu te întreb, duminică vei lua? Dacă ne-am judecat singuri, dacă ne-am pune pe cântar, setăm acum cântarul ăsta, îl setăm pe cina Domnului. Și ne cântărim în privința cinei Domnului. De când n-am luat cina Domnului? Spuneam altă dată într-o adunare, avem mese îmbelșugate, 7 feduri de mâncare, vorba fratului, suntem 4-5 ore la masă, mergem la nunță și risipă mare. Și spunea un frate la cina Domnului, odată pe lună, un om simplu, cu o tabă, trece prin fața ta și spune, luați, mâncați, ar trebui să întinzi mâna, ar trebui să iei o firimitură. Astea ce mâncăm noi, ce ne puneți îndată la masă, îi pentru trup.
Țărâna va merge în țărână. Firimitura aceea de duminică dimineața, aceea e pentru sufletul tău. E pentru omul din lăuntru. Și tu mânios pui capul în jos. Eu nu iau cina de la ăștia. Eu nu iau cina că uite, eu nu iau cina că nu-s curat. Eu nu iau cina că-s mânios. Eu nu iau cina că-s mofturos. Și mai treci încă o lună și omul tău din lăuntru slăbește și moare. Și ar vrea omul din lăuntru să împărtășească cu puterea, cu sângele Domnului, care dă viață și care ne va învia în ziua de apoi. Și tu, duminică, tot încăpățânat și tot mofturos și tot așa cum pretențele tale ești. Hai să ne punem pe cântar. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați și setăm cântarul de data asta pe cina Domnului. Și iarăși la noi a fost un caz. Eram în Italia, predicam Evanghelia. Și trebuia să vin acasă, aveam bilete la avion luate, un băiat din sala mine spune, frate, hai cu mine cu mașina. Măi, nu vin cu mașina, că tu faci 3-4 zile, eu mă duc cu teamă o evanghelizare. Și când ajung acasă, am fost la o evanghelizare la Piatra Neamț și la 11 noaptea mă sună cineva din Austria. Nu dau nume, foarte bine cunoscut, din Austria. Frate Dragoș, a venit băiatul ăla din Italia, îi a ajuns la noi în Austria, s-a stricat de cap, o nebunit. Dar ce face? Uite asta, băi, puneți-l într-o mașină, postați-vă doi la uși și aduceți-l în țară. L-au adus în țară. Cu pumnul spart termopanul. Așa, a băgat pumnul în toate geamurile la casă fără să zgârie. A venit tatăl să-l lua el, în comitetul adunării, 10 copii. Măi, și spune, când îi trage un cap, îi scoate dinții, zici tot așa. Când mă duc în familia asta, tata ăsta, mai în vârstă ca mine, om bătrân, stă cu batista roșu, cu batista cu apă rece, uite ce mi-a făcut băiatul. Și nu, trei oameni nu l-au putut ține. Eram la filială la Suceava, stam de vorbă cu frață. Programam alegeri, le programam comitete, nu știu ce faceam. Și îi spun oameni buni, am acasă un băiat care o spart ferește la casă, care o ținut pe mamă să 20 de minute de mână, așa la miezul nopții. Și sunt copii mici în casă și părinții se tem. Eu scos dință. Vreau 2-3 păstori să vină să roage. Și să ridic un frate bătrân și spune, frate Dragoș, dar medicina ce spune? Băi, omule, lasă-mă în pace, eu nu sunt medic. Eu am nevoie de 3 păstori plini de Duhul Sfânt. Și nu că se ia, dar și Liviu, și Octav, și fratele Moloci, o să mergem noi. Și s-au ridicat încă 5-6 frați. Dintre frații de acolo merg și mă spun, băi, nu mai mergem prea mult, mergeți numai voi. Erau încă mulți frați care ar fi mers. Dragii mei, am făcut o singură rugăciune. Dar înainte de rugăciune am făcut o mărturisire, greu. Și am întrebat, spune-mi, te rog, de când ai luat cina, Domnul? El spune, n-am luat-o de 6 ani. Dar de ce? S-a făcut o singură rugăciune, Dumnezeu l-a eliberat. Frații ăștia sunt martori. S-au ridicat în picioare, l-au strâns pe tată în braț, așa plângeau ca tata și cu fiul la risipitor. Și îi spunea, tata, iartă-mă, tata, iartă-mă. Și tatăl se mângâia și spui, te iert, măi, te iert. La băiatul ăsta am fost la căsătorie, are o familie binecuvântată, îi vindeca de Domnul. Problema era cina Domnului. Și acum setăm iarăși cântarul pe cina Domnului. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar hai să pun cântarul în dreptul meu. De când am luat din cină? Și apoi nu luăm numai frecvența, luăm, dacă vrei, și vrednicia. Am luat în mod corect cina Domnului. Când versetul 30, adică mai înainte, spunea, din pricina aceasta sunt între voi neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm. Ăștia luase cina, dar luase în chip nevrednic. În cina Domnului spunea Domnul la evrei, dacă e prea puțin pentru unul să mănânci paștere, să mănânci cu vecinul mai de aproape. Poți să iei cina cu vecinul tău de aproape? Sau fugim în celălalt capăt de America. Eu am avut un moment când cu vecinul meu nu mă putem înțelege. Avea ceva împotriva mea, eu spuneam că nu-i vinovat, el spunea că nu-i el vinovat și m-aș fi dus la Vicom să iau cina, oriunde să iau cina, să vă bucur. Și mereu îmi suna versetul acesta, cu vecinul cel mai de aproape. Doamne, ajută-ne să trăim bine cu Te-ți frață și să ne curățăm inimile ca să luăm în chip vrednic. Amin? Hai să ne mai cântărim într-un domeniu. Spunea cuvântul Domnului așa, în 2 Corinteni, capitolul 13, citesc versetul 5 și Biblia spunea așa. Pe voi înșivă, încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă, cercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați.
Hai să punem cântarul și să-l setăm în dreptul nostru pe credință. Cum stați cu credința? Și citim Evrei capitolul 11, credința în familie. Ne uităm la credința în nașterea de copii. Prin credință o văzut Amram cu Iochebed când Moise frumos și i-o permis să trăiască. Aceia care n-au credință că al lor copiii vor fi binecuvântați și hrăniți, ăia n-acceptă nașterea de copii în familie. Dar ca să primești 10 copii într-o familie, când mama e bolnavă, când doctorul îi spune că să nu mai nască, acolo trebuie credință. Cum stați cu credința? Prin credință îți iei o casă, ori în Chicago, ori în Detroit, ori în Florida, da? Pentru că Dumnezeu i-a vorbit lui Avram, ieși din casa tatălui tău, du-te acolo și acolo să ai, voi locui. Îți trebuie credință. Prin credință în noi a făcut un chiv sfânt și și-a salvat casa de la destrăbălarea care era acolo. Ca să-și educi familia și copiii, îți trebuie credință în Dumnezeu. Cum stați cu credința? Și apoi vine Evrei capitolul 11 și spunea, prin credință, nu numai în familie, dar și în slujire, prin credință au cucerit ei împărății. Aș dori ca biserica să cucerească noi teritorii. Au pus pe fugă oștile vrășmașe. Din oștile vrășmașe fac parte acele căpetenii de duhuri de care se vorbeau. Dacă în biserica e plină de Duhul Sfânt, oștile vrășmașe fug, diavolii dau înapoi, înaintea lui Hristos cad în leș în duhurile. Scrie Matei 8:29, cei doi îndrăciți strigau, de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Nimeni nu poate sta în prezența lui Hristos. Poezia aceea e cu slava Domnului. Și Hristos e în mijlocul nostru, amin? Și noi prin credință punem pe fugă oștile vrășmașe. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ne mai trebuie credință într-un domeniu. Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu? Și le spune Domnul, aproape de 500 de ori pe zi. Și când au auzit ucenicii că de 70 câte ori, câte 7, au spus, Doamne, mărește-ne credința. Cum stai cu credința asta în ce privește iertarea fratelui de lângă tine? Iertarea păstorilor, a coriștilor care au greșit, a dirijorilor, a soției sau a soțului. Cum stai cu asta? Ai credință? Și hai să setem cântarul nostru care ne-am așezat în domeniul credință, ca să vedem cum stăm cu credința și Dumnezeu să ne ajute. Amin? Dacă tot e o cântărie, hai să mai citim un cuvânt din Romani, din capitolul 8, spunea cuvântul Domnului așa. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Eu setez cântare, eu mă cântăresc pe mine. N-am treabă cu voi acum, iertați-mă. Eu mă cântăresc pe mine și am setat cântarul pe umplerea cu Duhul Sfânt. Cât Duh Sfânt ai în tine? Ești botezat cu Duhul Sfânt? Ai umplerea cu Duhul Sfânt? 1 Corinteni 14, umblați după darul cele mai bune. Care darul de Duhul Sfânt le ai? Pocăit de 50 de ani, știi, fratele, n-am niciun dar. Frumos, frumos. Poate ai lăsat darul la Dunăre, ai lăsat pocăința acolo, ai lăsat juruințele acolo, acum ești nepăsare, așa a spus Duhul Sfânt. Și eu cred lucrările Duhului Sfânt împotriva tuturor împotrivirilor dumneavoastră și a necredinței. Acum eu întreb, ce daruri ai tu de la Duhul Sfânt? Măcar vorbirea în limbi te mai însoțește? Măcar cântarea în altă limbi o mai ai? Frații mei, eu am trecut de 54 de ani, născut în pocăință. Mama mea a născut în 1930 în pocăință, bunicul meu la Cernăuți, pe gheață de sculț, pe 25 de ani, de două ori. Mi-aduc aminte de cum arătau bisericile atunci, când eram eu copil, când 30, 40, 50 de frați bătrâni, care nu știau carte, care munceau la colectiv, care aveau fruntea mereu asudată, aveau mâinile crăpate când munceau prin zăpadă la colectiv, ridicau mâinile în sus și cântau în alte limbi câte un ceas de răsuna adunarea. Unde-s bucuriile acelea? Avem casă, avem firme, avem mașini, avem datorii, avem mese îmbelșugate, dar umplerea cu Duhul Sfânt unde? Și eu pun cântarul sub picioarele mele și mă cântăresc pe mine, eu mă cântăresc pe mine și am setat cântarul, lucrarea Duhului Sfânt. Cum e cu lucrarea Duhului Sfânt în mine? Și dacă Duhul Celui ce-a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi,
Trupurile noastre supuse, morți, da, dar Duhul ne va învia. Slăvit să fie Domnul, amin? Nu mai vorbesc de lucrurile astea mult, pentru că dumneavoastră le cunoașteți. Mai setăm cântarul acela personal încă o dată și dăm cuvântul Domnului în Isaia, în capitolul 55, și vreau să citesc versetul 2. Și cuvântul Domnului spune așa, tot de cântare vorba, de ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă, dar și veți mânca ce-i bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Când mă cântăresc pe mine în seara asta, la rugăciunea care urmează, eu am setat cântarul pe întrebuințarea câștigului meu, că Dumnezeu v-a dat binecuvântare, n-am venit în America să cerem bani, vă spun de la învon și nu ne dați bani în buzunar. Dacă vrei să dai un dolar la un orfan din țară, îl iau. Că Biblia spune, nu o împiedica o binefacere când cineva are nevoie de ea. N-avem nevoie de bani americanilor, că noi suntem bogați. Dar eu vreau să te întreb, câștigul muncii tale, cum îl cântărești? Pe ce îl cântărești? Cum îl întrebuințezi? Când te duci și bagi cardul acolo sau plătești cash, să mai iei un televizor, să mai iei o pușcă. Fratele Liviu a fost acum la cineva care cunoștea, zică, Dragoș, am văzut două dulapuri, avea 20 de arme, tot felul de arme. Băi, de plastic? Nu, domnule, ce plastic? Americanii au voie și cum apare o armă, dai mult pe dânsa. Pentru ce? Pe cine vrei tu să împuști om plin de Duhul Sfânt și pocăit? Om, blândeța voastră să fie cunoscută de toată lumea. Când ai 20 de puși și mai cumpăr una, când ai 3 televizoare și mai cumpăr unul, și când cheltuiești banii pe haine de firmă, și cum ne cântărim? Eu pun cântarul ăsta al meu. Dumnezeu mi-a dat și mie un câștig. 34 de ani am lucrat la CFR, am fost mecanic locomotivă, am ieșit la pensie. Am pensia, ce fac cu dânsa? Tu ce faci cu dânsa? Câți orfani ai hrănit? Câte văduve ai ajutat? Câți pereți la o adunare ai zidit? Câte cărămizi ai pus tu acolo? Și cântarul pus azi înaintea noastră. Și trebuie să ne cântărim. Asta mi-a spus Domnul să vă le spun vouă astăzi. Niciodată în viață n-am predicat de aici, niciodată n-am spus lucrurile astea. Am predicat mai frumoasă, în care putea să râdeți în hohote, să zâmbiți, să nu adormiți la predică. Domnul mi-a spus, asta spune-le, că asta le trebuie lor. Dumnezeu să vă binecuvinteze, frații mei. Dragii mei, frați, că la urmă, oricum, vine a treia cântărire, vine cântarul lui Dumnezeu. Vorbeam de Belțașar. Cântarul lui Dumnezeu e neprihănit, așa spune în proverbe. Cumpăna lui Dumnezeu e dreaptă, e neprihănită. Și Dumnezeu are competența și autoritatea să cântărească orice om. L-a luat pe cel mai mare om de atunci, cel mai înalt rang care era în Babilon, pe împărat. Și l-a cântărit pe Belțașar. În adunare Domnul cântărește și păstorul, și prorocul, și pe fratele de conspiratorul. Domnul are autoritatea să ne cântărească pe toți. Știți cum se face cântărirea asta? Spunea cuvântul Domnului, iar tu, Belțașar, măcar că ai știut toate aceste lucruri, nu ți-ai smerit inima, ci te-ai mândrit și te-ai ridicat împotriva lui Dumnezeu. Te cântărește și în funcție de ce știi tu. Cum ai prins tu pocăința? Cum era ținuta în adunări? Cum era rugăciunea în adunări? Cum erau părinții tăi? Cum au fost bunicii tăi pocăiți? Și tu lucrurile astea le-ai știut. Experiențele tatălui tău, experiențele tale din tinerețe, când Dumnezeu ți-a vorbit. Iar noi, în loc să ne smerim, noi ne mândrim și ne ridicăm împotriva lui Dumnezeu și iată că vine cântarul lui Dumnezeu. Din numărat, cântărit și împărțit, cea mai importantă, spuneam, e cântărirea. Niciunul nu scapă de cântărirea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu care e Dumnezeu, știți ce cântărește? Spune în Evrei 4:12, cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător, pătrunde până acolo că desparte măduva și încheietura, judecă simțurile și gândurile inime. Dumnezeu judecă gândurile care le am în noi. Voi nu le puteți, voi nu știți ce judec eu, dar Dumnezeu judecă gândul când stai pe pern acasă, în pat, și cugeți nelegiuiri și întinăciuni și răzbunări la adresa unui slujitor. Dumnezeu gândurile cele le are în evidență. El gândurile cele ți le judecă, că e cântarul lui Dumnezeu. Apoi a început Ana să cânte în 1 Samuel, capitolul 2, acolo în verset 3, parcă, că Dumnezeu judecă faptele. El judecă și gândurile, el judecă și faptele.
care sunt faptele tale. Știți dumneavoastră că odată Dumnezeu îi spunea lui Avram în Genesa capitolul 15, cu un verset acolo, parcă 16, nu știu când, spune că negreșit sămânța ta va fi roabă într-o țară străină 400 de ani, căci amoniți încă n-au pus vârf păcatelor lor. La amoniți erau păcătoși, dar parcă nu erau destul de păcătoși. Și avea să mai treacă câțiva ani, să pună capă, să pună vârf, să umple paharul mâniei lui Dumnezeu. Și atunci venea distrugerea lor. Eu mă întreb, în dreptul tău, cât ar mai trebui să păcătuiești să-L mânii pe Dumnezeu? Știi, câteodată e un pahar plin și când îi mai pui o picătură, se varsă mult din el. Aia picătura care umple paharul. Eu mă întreb în paharul lui Dumnezeu, cât păcat ar trebui să mai pun eu? Câte păcate am, câte gânduri murdare, câte nelegiuiri și mă tem în dreptul unora din voi că o țigară numai dacă îi pui, deja se înclină cumpăna spre mânia lui Dumnezeu. Mă tem că numai o melodie dacă mai ascult din aceea. Mă tem că numai o accesare pe internet, de-aia murdară și mânia lui Dumnezeu se stârnește împotriva ta. Mă tem că ne mai trebuie unora foarte puțin ca să punem vârf păcatelor, să treacă Dumnezeu la mânie și la judecată. Dar eu aș dori în seara asta altceva. Scrie în Psalmul 56 cu versetul 8. Tu nu mi-ar pași celui de pribeag și strângi lacrimile în burduful tău. Ca să devenim grei în seara asta, vreau să plângeți în rugăciune. Știi cât îți grele lacrimile tale? Știi cât cântăresc ele înaintea lui Dumnezeu? Știi că în dimineața învierii, în Ioan 20, Maria îl ținea pe Domnul, dar nu-l ținea, nu l-a legat. Dar sta afară și plângea. Și Domnul a spus, nu mă ține, Marie. Știi tu că lacrima ta îl ține pe Hristos în adunare? Că lacrima ta îl ține pe Hristos în casa ta? Că rugăciunea aceea de care vorbea fratele Mitică, i-a adus fata înapoi? Că Dumnezeu nu poate fi nepăsător de lacrimi? Știi că în dreptul tău ai un înger cu un burduf? Burduful tău cum în seara asta? Ni dor de rugăciunile cu lacrimi. Și de multe ori mă întreb, de ce nu mai plâng, Doamne, spre asătul? Trăiesc în America prea bine, îmi dau frații mâncare și bani și nu mai am motive să plâng. Dar în dreptul tău, este un înger cu un burduf, ai scăpat măcar o lacrimă? Ai spus, Doamne, iartă-mă, lacrima aceea cântărește greu în cântarul lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul să ne purtăm într-un chip vrednic de chemarea lui Dumnezeu. Amin. Frații mei, eu aș vrea să închei predica, timpul a expirat, a trecut. Poate de acum să predic și în altă adunare, dar asta e prima predică și a fost pentru voi. Am vrut să predic ceva de cântar. Ne putem cântări unii pe alții. Ne dă voie Biblia, dar în condițiile care le-am arătat. Dar eu în seara asta recomand cântărirea personală. Vreau în rugăciunea care o facem să te sui pe cântar și să pui cântarul la cina Domnului, la trăirea prin credință, la umplerea cu Duhul Sfânt, la câștigare și la folosirea banilor câștigați, hai, roagă-te. Și dacă undeva ești greșit, plânge înaintea Domnului și îngerul va strânge lacrimile și vei căpăta îndurare de la Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Frate, facem rugăciunea aceasta, ne ridicăm cu toți în picioare. Vă rog frumos, nu v-am chemat cu cântarul de acasă, dar puneți cântarul. Cântăriți-vă voi că mâine s-ar putea să fie cântărirea lui Dumnezeu. Și apoi vine numărat, s-ar putea unora îngăduința lui Dumnezeu să se numere numai în ceasuri, poate nici în săptămâni sau zile. Și vine împărțit și împărțirea finală va fi oile la dreapta și caprele la stânga. Până la cântarul acela ne cântărim noi în rugăciunea asta. Amin.